Deci nu vine să cred, sunt pe puțin 50 de broaște râioase. Acum o să bag mâna și într-o dată toată mâna mea o să fie plină de râie. Una, două, trei. Acesta este locul despre care vă vorbeam. Acolo este o căsuță și sunt niște câini latră în continuu. În fine, aici este Jordi. Și acum scobor și aici, pentru că fiți atenți ce am găsit aici, fraților. Deci aici, după cum vă spuneam, era ceva apă. Acum e uscat. Și aici sunt o grămadă de mormoloci, dar sunt micuți în ultimul hal. Nu știu dacă sunt de broască sau de broască râioasă, n-am idee, acolo mai sunt câțiva, dar momentan nu se vede niciunul deja format, ca să zic așa. Aici avem un cadavru de broască. Ce? De rână. După cum vedeți, acolo este. Fraților, tocmai o să salvăm o grămadă de broaște râioase. Aici avem una. Și sub asta cred că trebuie să fie o grămadă. E bine că am intrat aici și bine că am coborât, pentru că, ia uite, ia uite că sunt, frate. Poți n-aia salva-o-s, ceaval. Ia uite, altul pe aici, altul pe aici, altul pe acolo. Deja mi s-au pișat pe mână. Ăștia sunt estos son los que son los pequeñitos, son estos. Supongo que sí. Es el sapo, sapo corredor o sapo partero. En un momento está aquí Arnamide. Mira, aquí hay otro. Ahora que tenemos la imagen del sapo en sí. Sí, sí, sí. Es más fácil. Ya uitați. Deci ăștia sunt părinții, ce mai sigur. Și se văd așa, vai de capul lor, pentru că na, deja pământul începe să fie destul de uscat. Și mai trebuie să fie o grămadă. Mamă, câți, mamă, deci sunt o grămadă. Pero mira los que hay. Pero mira los que hay, tío, pero qué cojones. Necesitamos un cubo o algo, Deci sunt sute de broaște râioase. Sute. 10? Pero si hablan unos 50. Sí, si nos puedes mirar por ahí si hay como algo para meterlos. Bun, fraților, am găsit ăsta și o să mergem acum acolo, o să-i luăm pe toți frumos, frumos, și o să-i punem aici, să vedem câți strângem. Bun, haide să lăsăm ăsta aici și acum ne punem la treabă, cu grijă să nu călcăm pe ei. Uite, acolo unul fuge. Ia, fiți atenți aici, sub ăsta, ia uite. Ostia, dragă, că este tapeta, uite, deci este plin. Ia uite, deja am unul aici, doi, aici am doi. După aia numărăm. A, uite, aici este altul. Mama, aici e full, frate, ce ai? Este full în ultimul hal. Deci sunt minim, eu zic, bag mâna în foc, o să fie vreo 5. Mama, mira este. Mira este. Ostia, tio. Ia uite deja câți avem și abia am început. Deci nu cred, frate. Mira este că e pequeñito, tio. Sí, hay uno que había ahí. Mira-lo, cât de micuț este acesta. Wow, cât de tare. Bun, deci ăștia erau sentențiați la moarte. Nu știu dacă am spus corect. În fine, trebuia, mureau, sigur, pentru că rămâneau, se usca toată zona asta și mureau deshidratați. Uite, aici mai este unul, acolo niciunul. Se pișă, sau pișa pe mâna mea. Ia să vedem. Ostia, lo que hay aquí, un puño. Ia, este cel care l-o să-și tapau eu, dar mi-a fost guapo, tio. Bun, îi băgăm și poște aici, acolo, frumos. Cada hueco, tío, hay un sapo. Sí, sí. Hostia, ese está guapísimo, tío. Cu unul ca asta am eu un video în România. Cât de frumos este. Fiți atenți aici ce o să fie. Ia să vedem. Una, două, trei și... Mamă, ce e aici, Jordi? Jordi. Hostia. Sí, yo he tapado y los digo, lo voy a tapar porque si no se los van a partir por todos lados. Hostia, chaval. Buah. Deci aici mai sunt vreo 5, 6, 8, 3. No sé, m-a parecido. Hostia, aici e un agujero, a lo mejor se escapa. Espera, voy a poner esto así. Faza este că este o gaură fix acolo. Vedeți? Gata. Acum nu o să mai iasă. Bun. Îl avem și pe ăsta. Îl avem și pe ăsta. Mamă, deci este full, frate, nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Și stați așa că o să-mi dau ghiozdanul jos, pentru că aici e de muncă. Mira. Mamă, ce e acolo? Ia uite că sunt acolo. Sunt minim încă vreo 6. Ostia. Poți grabarme un poco? Ia uitați-vă aici câți are Jordi. O mulțime, frate, și se pișe în continuu, pentru că ăsta este alt mecanism de apărare al lor. Se pișe. Se pișe pe tine. Și bun, uite, unul pe acolo fuge. În fine, ridicăm pe aici și dăm toate astea la o parte. Ia uite, salvăm cât putem, încercăm să-i salvăm pe toți. Ia uite ce se pișe. Ia uite, deci sunt măricei ăștia, practic deja sunt adulți. Ăștia sunt adulți. Vedeți? Bun. Lăsăm acolo. Și acum încep să le arunc pe astea. Așa, încolo, în spate. Bun. Și aici, sigur, o să mai fie o grămadă și pe aici. Sau nu. În fine, cred că o să pun o mică pauză. Sau nu știu ce să fac. Și
După aia o să vă arăt cam câți am strâns. Uite, aici e unul mare, unul adult. Ia uite aici cât sunt. Ia uite aici cât sunt. Opa, așa. Adică nu, e doar unul. Credeam că să erau mai mulți. Ce culoare frumoasă are asta. Mine este că e culoare tine. Tine cum o rojo, vedeți? Are o culoare ca... Doamne? Tine cum o puntită are rojos. Bonito. Are niște culori așa roșii, niște punctulețe roșii. Vedeți? Ia uite-l. Foarte frumos. Bun, ăsta un roșu cantat la sapă. Bunul aici. Deci este full, frate. Nu cred. Bun, mai am aici încă 3. După vreo 15 minute răsfoind pe acolo toate alea, uitați-vă, uitați-vă ce am aici, deci nu vine să cred. Deci nu vine să cred, sunt pe puțin 50 de broaște râioase. Acum o să bag mâna și într-o dată toată mâna mea o să fie plină de râie. Una, două, trei. Na, glumesc. Deci nu transmit râia, fraților. Aceste broaște nu transmit râia. Se cheamă așa pentru că au aceste, vedeți cum au acolo ca niște bube? Dau pentru că se bagă, v-am spus, sub pământ alea și da, mă, trebuie să se protejeze. Și faza este că această specie, 100%, este specia dat din aur, de la mormoloci. Da, acum o să-i scoatem de aici și mergem să le dăm drumul undeva. Fraților, ați auzit acest zgomot? Deci sunt foarte cute pentru că fac niște zgomote așa, nu știu, zici că sunt niște pisicuțe micuțe. Bun, fraților, am ajuns în locul unde o să le dăm drumul și da, ce să zic, preparau? Listos! Los tiras tu pa'l suelo? O los tiras tu, Dayana? ¿Cómo? Si no empuja el cubo o tú, Jordi, mismo. Ale, yo me quedo aquí grabando, yo acum filmez și fiți atenți, acum o să-i dărâme, o să-i dărâme pe toți, Jordi, să vedeți ce nebunie o să fie aici. Tenemos que tener cuidado en los chafarlos, eh? Mamă, ce iese! Hostia! Hostia! Pero míralo, pero qué es esto, tío. What the fuck, ¿qué hasta? Deci, uitați-vă cum fug peste tot. Mira, tío, uite, frate, no os mováis, eh, înceapamos. Mamă, deci uitați-vă cum fug toți. Sunt vreo 50, cred că nu știu, nu am numărat, dar sunt 50 sigur. De acolo a rămas, au rămas o grămadă. Aici este unul. Ia uite. Da, fug, s-au dus încolo, vedeți cum se duc? Și ăsta este un loc destul de bun pentru că pământul mai mereu este umed. Și ia uite-i, frate, cum fug, cum alargă toți. Deci nu-mi vine să cred. Deci uite cât de caioi sunt. Ce faci, mă? Sunt super grațiosos. Da, asta ziceam, pământul este umed, aici o să supraviețuiască. Au și musculiți, au și tot felul de insecte. Și acum trebuie să avem grijă cum mergem, pentru că... Ia uite-i. Ia uite-i cum alargă încolo. Pentru că, uite, de exemplu, avem unul aici la picioare, altul acolo și dacă îl călcăm pe ei, îi facem pilaf. Dar uitați-vă cum alargă încolo. Ia uite. Este full, frate. Deci nu am stat să-i număr, am uitat să-i numărăm. Se nos-a olvidat contarlos, pero no pasa nada. 1.50, bien seguro. Da, ia uite, încolo se aude o grămadă de zgomot. Aici este unul. Aici sunt o grămadă. Ia uite, stai așa, pun zoom-ul. De acolo unul, acolo unul. Acolo unul. Încolo e full. Aici la picioarele mele e unul. Hai, fugi, fugi și tu. Știa, e mult gracioso eso, eh? Si, tio. Ia uitați-vă, frate. Ia uitați-vă aici. Este full aici. What the fuck, deci nu vine să cred. Deci nu vine să cred cât de... A fost foarte, foarte comică faza. Să-i vezi, ia uite-l pe ăla. N-are treabă omul. Se duce. Și da, mă, ce să zic. A fost foarte tare. Ca dintr-un... fără să ne așteptăm, am salvat practic astăzi foarte multe vieți, care v-am spus, erau condamnate la moarte, sigur, pentru că în, nu știu, maxim o săptămână era uscat acel pământ și poate în vreo 2 săptămâni ceva de genul nu mai rezistau și mureau. Așa că da, uite, acolo este unul, deci trebuie să ne uităm bine pe jos, pentru că ăștia se camuflează la maxim. Ăsta este mai încet, ăsta este mai vai de capul lui. Sunt unii care, na, nu prea au multă energie, pentru că unii au rezistat mai bine, alții mai rău. Dar da, încă este full pe aici. În fine, o să se ducă ei pe unde vor. Au aici pământ ca să se ducă unde vor ei. Stați așa, că ne-au rămas vreo 2 sau 3, erau băgați acolo. Bine că ne-am adus aminte că se pot băga pe acolo și să-i salvăm și pe ăștia. Bun. Faza este, uite, acolo avem unul. Se mi-a dat presiune, cabrón. Acolo mai este unul. Trebuie asta, nu? Pe afuera.
Le dăm drumul și la astea. Mie jos trei să-mi quedau ahí, como diciendo, esto estaba fractico. Bun. Așa că bun, fraților, acesta a fost și clipul de astăzi. Nu uitați să abonați la canal dacă nu ești abonat, să dai acolo un like, să aprinzi clopoțelul ca să nu pierzi notificările. Și da, mă, sper că v-a plăcut. Nu știu, eu mă simt astăzi, sunt mega fericit să știu că am ajutat și un pic acolo planeta, un pic natura. Dacă toți am face asta, câte puțin să ajutăm cât putem acolo, sunt sigur că am putea face mari schimbări. Așa că da, ce să zic. Nimic, nu știu, sunt foarte, foarte bucuros. Da, mă. Jordi, Diana, hasta luego, chavales. Adiós. Venga, hai, pa, pa, ciao.